Vă propunem astăzi o destinație de weekend puțin explorată de sibieni. Este vorba de lacul Cinciș, aflat la aproximativ 10 km de orașul Hunedoara. Aveți posibilitatea să vă și cazați în una dintre pensiunile construite pe marginea lacului într-un peisaj idilic. Cum e apa? Faină! Da? Îți place? Aha! Ce? Că e caldă! Da? Știi să noi? Ia arată-ne cum se pune! Orășenii s-au urcat în mașini și au umplut până la refuz terasele de pe malurile lacului. La noi toate weekendurile sunt așa cum, în funcție de vreme, doar vremea ne mai încurcă câteodată. În rest, e foarte bine pentru condiții care le oferim noi. Aici se poate găsi ce găsești la mare, deci aceleași condiții, șezlonguri, piscină, apă, poate să bea o bere rece, să mănânce un grătar, te oferim toate condițiile, inclusiv cazarea care e plină tot timpul. O plimbare cu banana, cu barca sau cu ski-jetul este chiar reconfortantă. Cei care vor să se răcorească sar direct în apă, după care fug la bar, după o bere rece. E frumos, mă bucur să gândi patronul de aici să ne facă tot pe gust așa. E frumos, e frumos. Pe malul lacului Cinciș te simți ca la mare, dar ești în mijlocul munților. Uneori e chiar mai bine și asta o spun chiar turiștii.